Salutare YouTube și oarece joculeț am eu astăzi de gând să joc? Se numește Xenonauts, este un joc bazat pe runde, pe tururi și efectiv încercăm să apărăm planeta noastră, Pământul, de oarece extraterestri. Să începem, o să vedeți voi despre ce este vorba. O să jucăm ca întotdeauna pe normal, pentru că easy, prea ușor, veteran. Adică hard. Să nu zic că n-aș putea, dar ok, normal. Să-i dăm drumul. Explanatory tooltip. Da, cred că am lăsat tutorialul aprins, dar mai bine cu tutorial decât fără, că nici eu nu sunt expert în acest joc. Ok. După cum vedeți, am cerculețul ăsta, care se mișcă pe mouse-ul meu, pentru că vreau să pun o bază, acum să construiesc prima noastră bază, și aceasta este radarul bazei. Și cred că vedeți și un cerculeț, uite, mai mare, deci unul mai mic, unul mai mare. Ah, nu știu cum, radar la apropiere, la depărtare, nu știu cum se zice. Dar oricum, aici, în radarul ăsta, o să putem vedea nave extraterestre, UFO-uri. Ok, ideea este să prindem în radarul acesta cât mai mult și bine este să-l puneți aici sau aici, deoarece prindeți toată Europa, în radarul celălalt prindeți și Islanda și prindeți o parte mare din Africa și Middle East. Orientul. De mijloc, ceva. Ok. Lasă. On me Middle East base, ok. N-a nimerit chiar în Europa, a nimerit în Middle East. Grecia, pentru că contează, ok. Bun, ce o să facem noi acum? O să mergem în baza noastră și o să construim încă un hangar. Cum vedeți, avem deja două avioane și un elicopter, un transport de trupe. Și voi construi un medical center. Ok, mai departe. După cum vedeți, avem multe, multe taburi frumoase aici. Ca întotdeauna, nu trebuie să vă speriați. Aici este research-ul, adică cercetările și noile tehnologii pe care le putem cerceta. Avem deja o cercetare care este în plină amploare aici, Alien Invasion, adică cercetăm ce exact se întâmplă și avem 10 savanți pe această cercetare. Se pune automat de la început, ok, îi lăsăm acolo unde sunt, că altceva nu putem face până când nu cercetăm această Alien Invasion. Mai departe, aici sunt lucrători, constructori, etc. Aici putem construi tot felul de lucruri. O să întreb mai târziu. Adică nu chiar așa de târziu, dar mai târziu. Aici, trupele noastre, soldații noștri, care putem să-i angajăm sau să le mai atribuim aici, de exemplu, Charlie One. Acesta este elicopterul care l-ați văzut înainte, adică acesta. Și acest soldat este în Charlie One, adică dacă trimitem noi elicopterul, acestea o să fie. Aceste trupe de aici vor fi în el și se vor lupta pentru noi și pentru omenire. Ok, mai departe. Depozitul, clar, știți ce este. Soldier equipment. Avem și multe roluri, multe statistici aici pentru soldat. Tot felul de lucruri care încă nu influențează, pentru că este, cred că, încă în alfa acest joc. Poate cunoașteți acest fel de joc de la XCOM, Enemy Unknown. Este tot așa, este un remake de la XCOM, dar aș zice că un remake destul de bun. Ok, vehicule încă nu avem, adică stai, să facem un garaj, că nu avem niciunul și vrem vehicule, adică tancuri de că. Avioane, aici se încarcă. Avem acest Condor de la început și am putea să cumpărăm unul, ba chiar două după ce o să fac hangarul acesta. Și clar avem aici interceptors și dropships, așa. Adică tot felul de transporte de trupe. Ok, și aici interceptoarele, clar interceptăm navele spațiale, UFO-urile care încearcă să facă rău omenirii. Și nu le lăsăm să aterizeze sau să facă ceva dăunător pentru omenire. Da, și mai avem help-ul Xenopedia care îți dă cam toate informațiile care ți le trebuie. Nu este un help, este o enciclopedie despre tot
jocul și după cum vedeți, aceste clădiri arată cu mult mai super așa din poziția aia decât din poziția asta. Wow, ce diferență. Ok. Să începem. Deci, prima dată aș vrea să-mi organizez echipa cum îmi organizez eu în general. Un sniper, nu știu dacă ne trebuie. O să schimbăm în shield, pentru că am avut experiențe destul de bune. Dacă avem 2 shield la noi, a rifleman, ne-ar trebui, cred, heavy weapon să-l pun shield, pentru că nu-mi place deloc această categorie. Un rifleman vreau să-l pun assault. Avem 2 assault, 2 shield, 1, 2, 3 rifleman. Roy Richardson, pe tine te pun rocketer. Și cam asta este echipa mea de bază. Bun, și acum trebuie să așteptăm. După cum vedeți, avem data, avem ora, avem tot ce ne trebuie, avem chiar și coordonatele pe planetă. Și hai să mărim viteza cu care trece timpul. O, avem o navă spațială, un UFO, care îl putem intercepta. Așa facem, selectăm amândouă avioanele care le avem și le trimitem. Bun, aici putem să o lăsăm în pace, să urmărim, să urmărim până când este peste pământ, adică până când ar putea să facă ceva, că peste apă nu prea are ce să facă, ce omoare pești, ce face acolo, pescuiește. Dacă este peste pământ, peste poate un oraș, așa, ar putea să facă daune serioase și de asta. Tail until overland. Ok. Engage, desigur, atacăm sau auto-resolve, adică engage, dar calculatorul controlează tot. Hai să-i dăm un engage, să facem un exemplu și aici. Prima dată, aveți aici șansa să organizați tot aici cum vreți. Eu o să dezactivez astea prima dată și îi dăm space ca să-i dăm drum. Fără frică, acesta nu este jocul complet. Ground control, adică lupta pe pământ, este inima jocului. După cum vedeți, încearcă să-mi scape de rachetele noastre și de asta nu le dau drumul la toate deodată, că atunci ar scăpa de toate. Mai bine le dăm așa una după aceea cealaltă, după aceea cealaltă, pentru că nu se poate feri odată și să se ferească de toate. Clar. Bun, scuadronul nostru este să se întoarcă acum ca să putem lansa iarăși și trebuie, uite, tot felul de notificări pe aici. Destul de interesante. Electrical interference. Deci, scuadronul nostru, cum am zis, trebuie să vină înapoi ca să primească. Ce-am văzut? Mi se pare că am văzut ceva. Ok, așteptăm iarăși, pentru că încă nu avem ce face, după cum ați văzut, crash into sea, a scris acolo, deci s-a prăbușit în mare, nu avem ce să-i facem. Și am terminat prima tehnologie, adică invazia am cercetat-o, și acum putem cerceta altceva. High speed interceptor sau hunter scout car. Hai să facem prima. Commence project și punem, da, 10... Savant se pune automat, ok. Aici am putea să mai cumpărăm un condor. Nu știu dacă să fac asta încă. Oricum, haide să mă așteptăm. Aș vrea să vă arăt și lupta pe pământ cu o navă aterizată pe pământ. Dar suntem cam liniștiți aici. I-am speriat pe extraterestri, sau suntem la plictisitori? Hai mai repede, vreau să se întâmple ceva. Crash site available, deci nici n-am trebuit să-i atacăm. Și proștii ăștia au aterizat deja cu probleme. Ok, n-am vrut să trimit și avionul, dar bine. Ar trebui să ne arate un elicopter, dar pentru că am trimis și avionul, o să ne arate și avionul, ok? Engage! Asta să capturăm o navă spațială și niște extraterestri. Nu avem șansa încă să-i capturăm în viață, dar putem omorâ și să luăm
corpurile lor nesuflețite să le analizăm în laborator. Bun, unde suntem mai? Sunt generate random, dar cam în corespondență cu... Wow. Unde sunt? Cu regiunea în care aterizează. Așa, a, ok. Uitați, de asta avem și shield-urile. Lăsăm pe ei să meargă primii. Mergeți, mergeți. După cum vedeți, puteți face click aici și vă arată câte unități de timp. Adică aveți un anumit număr de unități de timp pe turn. Și aici vă arată câte vă mai rămân. Aici puteți și vedea câte vă mai trebuie pentru a ataca, pentru a trage. Nimic până acum. Ok. Haideți să trimitem 3 cu ăsta. Și 3 cu ăsta. Și tu aici. Ok. Și se lăsăm pe extraterestri. Hidden movement, adică nu putem vedea ce fac extraterestrii încă până când nu-i vedem. Aici am putea eventual vedea dacă civiliști s-ar mișca, dar pe aici printr-un tundră nu prea sunt. Vorbesc prea mult, atunci nu mai pot vorbi. Hai să-l trimis și pe ăsta pe aici. Întotdeauna să încercați să-i puneți după ceva ce ar putea să-i apere în caz de extraterestru după colț, să fiți după ceva solid ca să vă apere. Și cum am zis. Oh, i-am dat una. Ok, s-a blocat. S-a blocat. Nu s-a blocat. Ba, s-a blocat. Aba, nu. A gândit prea mult extraterestru. Ok, ia să-l trimitem pe ăsta aici, că poate să-l apere pe soldățelul nostru care s-a băgat așa ca nebunul Sparta pe ei. Aș trimite pe ăsta până aici în spate și aș putea să trag, dar este blocat aici, da, cover-ul, cum v-am spus. Și este blocat și de soldații noștri, nu vreau să trag una și să nimerească pe a noștri. Ia să-l pun și pe ăsta aici. Sau aici. Aici. Ok, a. Trimit pe ăsta aici. Hai bre, hai. Puțin lag chiar și aici. Wow. Lol, lol, lol. Cu click dreapta puteți să-i orientați, să-i rotiți și pe ăsta îl punem jos. Și pe ăsta îl punem jos, ne trebuie doar 3, deci putem pune jos. Și cu asta avansăm pe aici. Ok, încă nimic special. Și nimic de îngrijorat. Niște butoaie, nu mă prea interesează. Uitați și ce frumos arată. Deci, ăștia chiar s-au chinuit să facă acest joc să arate super. Și chiar poate vi se pare că grafica e mai slabă, dar dacă jucați, nu vă deranjează. Mai ales dacă sunteți așa strategy free ca mine, care chiar iubește jocurile de strategie. Bun. Presupun că ăsta ne va ataca. Dar avem scut. Surprised, nu prea știu ce înseamnă, cred că speriat, cumva, nu știu. Adică nu știu ce funcție are dacă e suppressed luptătorul meu. Da, ăsta s-a panicat. N-are nimic de a face cu suppressed. Pur și simplu s-a panicat băiatul. Și nu mai are un tăț de timp ca să facă ceva pentru noi. Până aici, până aici. Și să trag mâna fix din fața lui. Și l-am omorât. Super. Hai să venim cu... Să venim cu ăsta la și să luăm corpul lui mor și chiar am putea să luăm și arma lui. Nu și corpul lui, că trebuie să-l investigăm după. Așa. Do you after penalty? Ah, ok. Eu n-aș putea să bag asta aici. Da, mergi pe cu aici. Așa, asta. Ok, o iau după. Și... Am luat corpul lui mort. Care îl putem analiza acum în laborator. Rocketerul nostru. Cred că aici se termină mapa și ar fi mai bine să-l trimitem pe ăsta aici.
ne-ar putea să ajute la distrugerea navei sau deschiderea navei. Oh, și mai e un acolo. Ne apropiem și de el. Că nu suntem timizi. Mai ales dacă avem scutul. Da, trage. Oh, miss, serios. Și acum trage și el, da, l-am speriat puțin. Trage și el înapoi. Mai avem destul ca să-i mai atragem una și e mort direct. Wow. Da, e cam prost să-l trimit pe ăsta direct, că poate e altul. Da, e altul, clar. Dar totuși, îl trimit. Este, cred că, alt tip și ar fi foarte bine să-l luăm și pe ăsta. Ăla este Guardian ceva și ăsta nu. Ăsta este ceva, șef, nu știu. Oricum, să-l trimitem și pe ăsta aici. Cel puțin aici este apărat, tu nu mai ai unde să mei. Tu poți veni până aici cel puțin. Rocketerul, după cum am spus, merge aici. Nu mai e niciunul cu foarte multe unități, deci mai departe. Și iară ne atacă nebunul ăla cu foarte, foarte multe șuturi, dar nu ne omoară. Nu ne omoară, nu ne omoară. Ok. Aici am luat arma lui. Ah, și vreau să-l nume de aici. Asta. Exact. Bun. Ia să vedem. Trimit pe asta pe aici. Și mai departe. Nimic, nimic. Ok. Mi se pare totuși că e ceva pe aici. Mai bine îl trimitem, după aceea trebuie să-i aducem până acolo și înapoi aici. Mai bine investigăm tot. Ok. Cum facem să-l omorâm pe asta? Desigur, pe tipul cu scutul îl trimite mai în față, dar asta e puțin speriat că a fost atacat. Hai mai mișcă o dată. Bun. Cam cât îi trebuie? Noi trebuie. Pentru un atac normal. Ia de una. Sper că nimerești. Totuși. Ai armă laser și nu nimerești. Bravo, mă. Armele lor chiar sunt efective. Ok, putem chiar ajunge până aici. Ăsta cred că nu-l iau acum, pentru că este tot ca ălalalt. Și pur și simplu i-ar pune o greutate mare la ăsta în spate și n-ar putea să se mai miște. Așa de repede. Și n-ar fi avantajos deloc. Ok, îmi trimit ăsta la luptător până aici, adică soldat. Până aici. Stai jos. Adică nu aici, stai jos. Și ăsta... A, rocketerul. Ok, hai tu până aici. Hai, departe. Hidden movement. Ok, captain. Hai și tu până aici. Hai și tu până aici. Hai și tu până aici. Și tu până... Ba, pe tine te-am mișcat deja. Hai și tu până aici. Și tu hai până aici. Haide, haide. Aici nu-i nimic. Ah, se termină mapa. Ok, schimbăm direcția. Ok. Bun. Sunt șanse mari ca nava spațială să fie acolo. Nu acolo. Ce prost vorbesc. Aici și nu aici. Ok, să mergem mai departe cu asta. Adică ce vorbesc? Nu știu exact dacă va fi vreo navă spațială. Poate. N-am mai reușit, săracă. Mi se pare că nu mergem unde trebuie. Oricum mai e loc aici. Oh! Oh! Ia uite. Ha! Instinctul. Ok! Presupun că... Ați auzit și voi? Da. Pentru că am urât așa de mult deja... Extraterestrii sunt în navă, se ascund în navă. Și nu mai sunt pe aici pe afară, deci trimitem direct pe toți către navă. Mai ales rocketerul o să fie foarte, foarte util în această problemă. Pentru că poate pur și simplu să distrugă asta. Ușa navei și nu trebuie să o deschidem noi. Și avem mai mult spațiu să trangem. Ok.
Ok, am auzit ceva. Poate a ieșit. Și nu l-am văzut. Și vrea să ne atace din spate sau ceva. Și n-ar fi bine deloc. Deci nu pot să... Dol, băiete, ce-i cu tine? A, vedeți, are atâta la el de nici nu mai poate să miște. Dina, adică fetița. Bun. Hidden movement. Cred că durează mai puțin acum, da, durează mai puțin, deoarece... Ah, nici nu se poate mișca, săraca. Ok, pe tine te lăsăm aici, ceau. Stai aici că vreau... Corpul ăsta, vreau pur și simplu, deci stai acolo. Ok, tu vii pe aici ca să fim sigur că nu scăpa nimeni. Ok, nu-i nimeni. Așteptăm să vină toți soldații. Rocketerul. Te trimit aici. Ok, hai să stăm cu asta aici, cu asta aici. Să fim sigur că dacă este cineva, îl prindem. Bun, dăm în turn până când vine cineva sau până când deschide ea ușa, dar nu cred că o să fac asta. Deoarece sunt diminuați și sunt înconjurați. Presupun că și speriați. Și este prima dată când am reușit să termin o misiune fără să pierd niciun luptător. Deci asta e... Wow. Da, nici nu se poate mișca, n-are mai mult de 3 și ar trebui mai mult de 3 ca să se miște. Ok. Hai și tu, repede, repede. Că se plictisesc oamenii. Asta și asta, ok, pe ăștia nu-i mișcăm. Mă gândesc, dacă totul se deschid ușa și să nu o fac să explodeze. Dar... De ce nu? Ok, tu trage-te puțin. Până aici. Și tu până aici. Și tu până aici. Nu știu dacă vă deranjează dacă tot zic aici, dar eu așa zic. Și ăsta cred că deja poate să tragă, dar o să trag doar... Da, nu poate, dar oricum o să trag doar turul viitor, deoarece... Ah, mă enervez, fată. Deoarece ăștia toți nu mai au unități de timp și n-ar putea să lupte direct. Ăsta cred că e prins aici. Săracu. Au. Oh. Ia uite. Deschide ușa, creștine. Nu prea cred că ești creștin. Și pentru că au avut destul de unități de timp, au atacat singuri. Și am reușit. Da, uite aici câte lucruri am primit. Câte lucruri am salvat de acolo și câte lucruri o să putem acum să analizăm la noi în laborator. Puțin. Un bug, un lag. Da, avem un bug aici, dar după un... După o încărcare a save-ului, cred că o să se facă tot bine. Bun, noi dăm drum acum. Oricum mai trebuie să vină și scuadronul nostru înapoi. Salvăm și atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut. Let's play. Sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut o să continui. Mie oricum îmi place astfel un gen de ăsta de strategie de joc. Oh, da, mă uitam la ceas. Îmi place acest gen de joc. Strategie, clar, super, pe tur. Și este contra extraterestrii, deci super, tot se unifică, tot ce-mi place. Și am de gând să fac acest let's play deoarece o să-mi placă foarte, foarte mult. Și ca întotdeauna, sper că v-a plăcut, deci...